Bună ziua, dragii mei! Iată-ne din nou împreună la pastila de lectură, rubrica inițiată de editura Herald. Astăzi voi vorbi cu colega mea, Luisa Neag, coordonator al colecției Pas în Doi, despre o carte superbă. Este vorba despre Michel Leuner-Davis, Salvează căsnicia în 7 pași, soluții unice și remedii împotriva divorțului, testate de peste 1 milion de cupluri din întreaga lume. O carte apărută în colecția Pas în Doi, uite, o vedem și la Luisa, o carte apărută în colecția Pas în Doi a editurii Herald, colecție în care au apărut foarte, foarte multe titluri frumoase. Aș aminti doar unul dintre ele, foarte drag mie, în care se vorbește despre terapia și teoria Imago. Harvey Hendrix primește iubirea pe care o dorește. Luisa, hai să vorbim despre această carte. Cu siguranță perioada asta este o provocare pentru foarte multe cupluri, faptul că petrec mai mult timp împreună, faptul că poate și-au dorit acest lucru, să aibă timpul suficient, timpul necesar pentru a petrece mai mult timp împreună, dar în același timp spuneam că este și o provocare pentru că trebuie cumva în acest spațiu, da, al casei, fiind toți sau majoritatea în izolare, să gestionăm fiecare moment al zilei, să gestionăm, eu știu, anumite reacții pe care le avem noi sau pe care partenerul le are. Cum facem să gestionăm aceste momente și să ajungem să avem, să dezvoltăm niște relații echilibrate, niște relații armonioase și să nu ajungem în postura în care, eu știu, trebuie să ne salvăm căsnicia, să nu ajungem la divorț. În primul rând, bună tuturor și mulțumesc pentru invitație din nou. Da, cum reușim să ne salvăm relațiile din punctul de vedere al acestei autoare care trăiește în Statele Unite și care dovedește prin fapte că se poate, e căsătorită de 30 de ani, are și 2 copii. Da, ce să zic, în legătură cu aceste zile, sigur că situația în care ne aflăm ne pune față în față cu noi înșine. Dacă suntem singuri, poate e mai ușor, că, sau, mă rog, e o oportunitate mai ușoară și mai mare, poate, că e mai ușor să te afli față în față cu propriile tale probleme, în situații de criză, se vede cine ești cu adevărat. Cu atât mai mult în momentul în care ești împreună cu cineva, se vede care sunt probleme, se vede cu claritate care sunt problemele acelui cuplu, dacă sunt. Și în asta constă, de fapt, oportunitatea, pentru că se poate folosi acest interval de izolare împreună pentru a rezolva aceste probleme, de exemplu. Pentru că, de exemplu, cauza principală pentru care relațiile ajung în situația să aibă probleme, după părerea acestei autoare, este faptul că cei doi petrec prea puțin timp împreună. Dar nu timp împreună în care fiecare face altceva sau... Deci nu timp formal împreună, ci timp semnificativ, timp în care cei doi se își conectează unul la celălalt. Își acordă atenție unul celuilalt și fac lucruri împreună. Deci nu genul acesta de timp. Nu e vorba de timp în care stăm amândoi pe canapea și ne uităm în gol la televizor sau ea e la bucătărie și el este la calculator. Sau... Deci e vorba de lucruri semnificative să îi facă pe amândoi să simtă că sunt împreună, să-i conecteze. Ea spune, uite, chiar am selectat acest text pe una din coperte, pe crapetă aici, unde zice, oamenii își consideră căsnicia și partenerul conjugal ca fiind ceva de la sine înțeles. Serviciul, copiii, meciurile de fotbal, activitățile în comunitate și obligațiile de familie devin mai importante decât petrecerea timpului cu partenerul conjugal, iar căsnicia ajunge să fie ultima pe lista prioriților.
Adică nimeni nu se gândește că are ceva de făcut cu acea relație. Ok, l-am găsit pe acela cu care vrem să ne împărțim viața, suntem împreună, ne așezăm în aceeași casă și după aia fiecare își vede de treabă. Și după aia fiecare spune, adică după un timp fiecare zice, bă, dar ce cu tine pe aici? Adică nu se mai păstrează acea conexiune și, în fine, apropo de situația actuală, voiam să trec puțin în revistă, sunt câteva știri. Una, de exemplu, spunea că în China, după ce s-au ridicat restricțiile, s-a dublat numărul de divorțuri. O altă știre spune că în Malaysia femeile au fost sfătuite de către autorități să se macheze, să nu îi enerveze pe soții lor și să le vorbească cu vocea unui personaj din desene animate. Această recomandare a creat un val de proteste din partea femeilor și am înțeles că a fost retrasă. Tot felul de alte știri de genul acesta, că s-a mărit violența conjugală și am căutat, de fapt mi-a ieșit în cale un sondaj care este chiar, uite, o să vi-l spun acum, pentru că este actual, deci dau refresh, inima în captivitate, cum evoluează relația voastră între patru pereți. Și, de exemplu, divorțăm. Sunt 1% dintre cei care au răspuns. Sau unul dintre noi a fugit deja de acasă, 1%. Cum a evoluat relația, zice, în rău încercăm să ne evităm, 2%. Nu prea bine, ne-am cam plictisit unul de altul, 4%. Dar cei mai mulți dintre ei zic, e la fel, nu s-a schimbat nimic în rău sau în bine, 44%. Sau în bine, suntem mai apropiați și mai empatici, 27%. Deci, părerile sunt împărțite. Nu știu, poate că la noi în țară oamenii știu să-și aleagă mai bine partenerii sau poate că românii se strâng împreună la greu. Oricum, probleme în relații există și știm cu toții, iar această autoare pune, ca să zicem așa, punctul pe I în acest sens. Ea reprezintă un tip de terapie cognitiv-comportamentală, așa numită, cum îi spune ea, terapie orientată către soluții. Noi ne place foarte mult să ne analizăm și să ne gândim că ceea ce trăim acum în relații este oglindirea a ceea ce am trăit în copilărie, exact, în relațiile cu părinții noștri, că trebuie să înțelegem, să ne vindecăm sufletește rănile, să îl cunoaștem pe copilul interior din noi și să-l ocrotim și să-l învăluim cu iubirea noastră și să nu știu ce. Această Michelle Davis spune, da, ok, dar chestia asta mai mult vă încurcă în momentul în care mie îmi vin în cabinet doi oameni care își scot ochii unul celuilalt sau își scot ochii la ei acasă, faptul că cineva s-apucă să mediteze și să așa, nu mă ajută foarte mult. Bineînțeles că noi trebuie să facem o medie între aceste două tipuri de abordare. Adică să lucrăm și asupra noastră și, apropo de asta, suntem în lucru cu o altă carte care în colecția Mindfulness, care se numește Cum să fim adulți în relația de cuplu. Și aceea abordează mai profund lucrurile, deci vom avea în curând și cealaltă carte, care împreună cu asta vor face foarte mult bine relațiilor, credem noi. Bun, dar să revenim la această carte. Deci e vorba de a ne orienta către soluții, de a căuta... Deci pornește de la un principiu simplu. Orice acțiune pe care eu o fac față de cineva, creează în persoana respectivă o reacție. Corect. Dacă eu îl cunosc foarte bine pe omul acela cu care sunt împreună și știu când îi place să fie abordat și când este nervos, când respinge comunicarea, când știu, îl cunosc, l-am văzut, îl știu atât de bine. Dacă știu cum reacționează, atunci eu nu trebuie decât să fiu foarte atent, să știu foarte clar ce scop am în acea relație și ce vreau să determin în persoana de lângă mine și atunci
prin felul în care eu mă comport, dând dovadă de voință și hotărâre, voi transforma relația așa cum eu doresc. Bineînțeles, se pune problema, dar asta nu înseamnă că îl manipulez. Și ea zice, vai de mine ce mult îmi place, e chiar un capitol aici unde zice ea, îmi place de nu mai pot, îmi place la nebunie chestia asta, întrebarea asta. Că nu e o manipulare să încerci să schimbi pe cineva, zice. Zice, greșit, toată lumea manipulează. Dar una este, deci noi în mod normal, dacă încercăm să obținem de la celălalt o anumită reacție, în mod natural, nu e manipulare. Dar dacă zice, reflectăm serios înainte să acționăm, și ne propunem un scop, atunci e manipulare. Și zice, dar nu-i mai bine să avem un scop nobil și să facem eforturi într-o direcție constructivă decât să ne punem problema, da, manipulăm, nu o fi moral, o fi etic. Păi e etic, pentru că vreau să fac ceva bun. Și atunci nu se mai pune problema de manipulare. Eu aș aborda un alt, pe scurt, un alt capitol, un capitol interesant, în care autoarea vorbește despre infidelitate. Descoperă motivele care au condus la relația extraconjugală, căutând iubirea în locurile nepotrivite, o relație se cultivă, nu suport criticile, viața noastră sexuală lipsește cu desăvârșire, creșterea încrederii în sine, un strigăt de ajutor, întreabă-ți partenerul conjugal dacă vrea să facă schimbări în căsnicie, învață cum să pui stabilă gândurilor și multe, multe altele. Persoana infidelă pune capăt relației extraconjugale, analizează motivele care au condus la aventura extraconjugală, iartă, procesul de vindecare, procesul iertării, foarte, foarte important. După o relație extraconjugală, după infidelitate, o căsnicie se poate salva? Da, sigur, depinde ce vor cei doi. Deci, dacă ar fi să vorbim puțin despre planul cărții, deci mai întâi, deci partea cea mai importantă din carte este cu cei 7 pași pentru salvarea căsniciei. Și, iar capitolul pe care l-ai ales tu este din partea a treia, în care abordează cele mai comune motive pentru care cuplurile ajung la divorț. În momentul în care treci prin cei 7 pași și înțelegi foarte bine, ei pot fi aplicați practic în absolut orice situație, inclusiv aceasta a infidelității. Da, da, da. Deci important este ca cei doi sau măcar unul dintre ei să dorească să, sincer, să își salveze căsnicia. Aici este un foarte important punct din această carte. Este și de aceea recomand ca cei care doresc cu adevărat să-și salveze relațiile să citească cartea cu foarte mare atenție, chiar așa ca pe un manual cu creionul și hârtia, să sublinieze, să citească, să urmărească, să aplice. Deci este efectiv un manual care poate fi pus în practică. Ce spune Michelle Davis este că nu este necesar să ai cu cine să lucrezi în acest sens. Adică nu trebuie să spui, a, păi da, eu vreau să salvez căsnicia, dar n-am cu cine, că celălalt nu vrea. Așa. Chiar și în situația în care, de exemplu, celălalt este deja implicat într-o altă relație, iar cei doi deja sunt separați, adică cei doi din căsnicie sau din cuplu respectiv, sunt separați sau locuiesc separat de ceva vreme. Michel, chiar și condițiile astea? Da, spune că există posibilitatea ca relația să fie reluată pe o octavă superioară și să fie depășită problema dacă unul dintre ei își dorește, unul, deci nu amândoi, așa, unul singur își dorește și face, trece prin cei 7 pași cu toată sinceritatea și cu toată hotărârea. Dar deci, hai să te întreb ceva.
Hai să te întreb ceva, că probabil că cei care ne ascultă au astfel de întrebări în minte. Dacă unul vrea și celălalt nu vrea, da? Exact cum ai spus, chiar și în condițiile astea se poate. Faptul că cel care vrea depune toate eforturile nu vine în contrasens cumva cu dorința celuilalt, celălalt dacă nu vrea, până la urmă că nu poți să faci ceva împotriva voinței celuilalt. Da, sigur, dacă celălalt nu vrea și nu vrea, până la urmă îl lași în pace. Însă, în ceea ce privește starea noastră într-o relație de cuplu, lucrurile nu sunt atât de bătute în cuie. Adică eu pot să spun acum, gata, plec și mâine să mă trezesc cu o altă stare. E vorba de emoții. Emoțiile vin exact. Și trec. Poți să ai, să te apuce, nu știu, o nostalgie sau poate celălalt din relația cealaltă să-ți servească ceva care să te deranjeze. Nimic nu este bătut în cuie. Deci este un efort continuu. Acum, ce spune femeia asta este că în momentul în care noi am investit foarte multă dragoste, foarte multă trăire, foarte multe emoții, foarte multă dăruire, precum și o viață întreagă construită împreună. Avem copii, avem case, avem afaceri, avem lucruri care, în momentul în care noi doi ne despărțim, se destramă o lume întreagă. Și atunci, de exemplu, primul capitol, partea întâi, se numește capcana a divorțului. Este că noi ne gândim că vrem să scăpăm din chestia aia, dar de cele mai multe ori, noi nu știm de fapt. Deci noi vrem să scăpăm de o chestie, dar nu știm ce ne așteaptă în partea cealaltă. Și lucrurile despre care poate foarte puțină lume vorbește sunt legate de cât de rău este. Ok, te simți o perioadă ușurat, dar după aceea, când trebuie să o iei din nou de la capăt singur, poate că trebuie să ai grijă singur de niște copii sau poate că trebuie să îți reiei viața din punct de vedere material de la zero. Sau, deci sunt tot felul de situații și atunci, din punctul de vedere al acestei autoare, divorțul este o capcană și că este mult mai constructiv ca atunci, când, mai ales când sunt copii implicați care vor suferi și mai ales când sunt atât de multe lucruri implicate între cei doi, ar fi bine ca măcar unul dintre ei, cel care își dorește cu adevărat, să fie el cu conștiința împăcată că a făcut absolut tot ce s-a putut ca să salveze relația. Și chestia asta că trebuie să facă și celălalt, este o abordare total neconstructivă. Adică te întreabă, bun, tu ce vrei să rezolvi? Vrei să salvezi căsnicia sau vrei să ai dreptate? Care-i scopul tău până la urmă? Și atunci o ia așa pe pași foarte, foarte aplicat și te pune în situația să-ți dai seama că, de exemplu, pedalezi în gol crezând că tu ai făcut tot ce ți-a stat în putință, dar tu nu ai făcut tot ce ți-a stat în putință. Ea demonstrează foarte clar. De exemplu, un exemplu foarte, foarte așa la îndemână pentru toată lumea, este că noi, în momentul în care interacționăm cu partenerul nostru, avem un anumit scenariu, care, dacă te uiți din afară, se repetă la fel. Parcă suntem niște șoricei care ne învârtim într-o rotiță și depănăm mereu aceleași comportamente. Da, dar uite că mi-a zis și mi-a făcut. Și, de exemplu, prietenii sau cine te ascultă din afară își dau seama, bă, da, iară, dar tot, dar spui mereu la fel, la fel, dar fă ceva, dar schimbă ceva. Și tu zici, da, am făcut tot. Nu, n-ai făcut tot. De exemplu, tu te duci și interacționezi cu persoana respectivă și, păi da, dar i-am spus că nu știu ce, dar i-am făcut că nu știu ce. Ok, hai să vedem altă strategie și dă exemple. Spune ce să faci, dă exemple de alți oameni care au făcut, foarte mulți oameni care au scris și care, da, și pur și simplu citind îți dai seama, bă, dar n-am făcut totul. Adică, de exemplu, una e să-i spui mereu și mereu și mereu și alta este să-i oferi o altă reacție. Da, da, da. De exemplu, era exemplu unui bărbat care voia să-și convingă soția să se întoarcă acasă. Ea, mă rog,
tot pleca, tot se ieșea cu prietenele sau cu cine o fie și în ea, și el mereu o aștepta și mereu o întreba și când vii și ce faci și mereu îi făcea crize și mereu așa. Și s-a dus la Michel la cabinet și a zis, Michel l-a întrebat, chiar vrei? Da, vreau, bun. Și atunci i-a zis, oferă-i alt comportament. Nu mai sta să o aștepți, de exemplu, nu-i mai servi mereu același text, nu-i mai faci, pur și simplu, vezi de treaba ta. Te-ai transformat într-o altă ființă. Tu nu mai ești bărbatul pe care ea îl dorește, de care ea este atrasă și așa. Tu te-ai transformat într-o mămăligă care nu faci decât să-i ceri ei socoteala și ai uitat de tine, nu mai știi cine ești și las-o pace, nu mai sta după ea. Pur și simplu, dacă pleacă, spune-i distracție plăcută. Și în timp, deci el, mă rog, s-a străduit, asta e, că e vorba să transformi în tine ceva dacă vrei să afli, să găsești în celălalt un rezultat. Așa. Și în timp, tipa a început să fie uimită. Bă, da, stai puțin, ce se întâmplă cu tine? S-a schimbat ceva. Treptat și povestește foarte toate etapele prin care au trecut și treptat ea și-a schimbat atitudinea și până la urmă ei au reușit să-și salveze. Sunt foarte multe povești în carte, în care și deci cartea e scrisă foarte clar și foarte aplicat. Personal, eu nu sunt neapărat pasionată de această abordare cognitiv-comportamentală, dar m-a cucerit treptat, pentru că este foarte... Deci ajungi să-ți dai seama că nu ești așa cum credeai tu. Te ajută să te cunoști în această ipostază în care interacționezi cu celălalt. Da, da. Și îți dai seama că nu ești așa cum credeai că ești. Îți dai seama că nu ai făcut tot ceea ce credeai că ai făcut. Te ajută să-ți transformi modul de gândire în așa fel încât să fii orientat cu adevărat către soluții. Adică, de exemplu, stai să văd dacă găsesc. De exemplu, în loc să te gândești, nu mai vreau să fim despărțiți, să te gândești, aș vrea ca ea să se întoarcă acasă până luna cu tare. Sau... nu-mi place deloc că el mă evită. În loc să te gândești la chestia asta, să te gândești, mi-aș dori să rămână în aceeași cameră cu mine după ce mâncăm, de exemplu. Sau, adică, chestii foarte concrete și foarte... Da, să te gândești, păi da, da, aș vrea să mă iubească și să fim ca la început. Ok, dacă te-ar iubi și ar fi din nou ca la început, cum ați face, ce ați face, ce acțiuni ați desfășura. Adică să traduci gândurile, dorințele tale în acțiuni concrete și să faci efortul să urmărești, să atingi acele acțiuni pentru a declanșa în celălalt acele comportamente pe care tu le dorești. Acum, ți-am spus, deci... Personal, eu abia aștept să apară și cealaltă carte, despre care sper să vorbim în condiții mai normale, nu așa de acasă. Și cele două cărți împreună, cred că vor aduce o imagine completă asupra modului în care putem să ne vindecăm relațiile de cuplu. Mulțumesc foarte mult, Luiza. Dragi prieteni, încă o dată, Michel Rainer Davis, salvează-ți căsnicia în 7 pași. Soluții unice și remedii împotriva divorțului testate de peste 1 milion de cupluri din întreaga lume. O carte apărută în colecția APAS în doia editurii Herald, colecție pe care o coordonează colega mea, Luiza Meag. O carte apărută în izolare. Da, da, da. Și sperăm eu am primit-o prin curier. Frumos. E foarte frumoasă. Are și așa niște foi moi și se citește foarte frumos și miroase foarte bine a carte nouă. Deci da, vă recomand din iată suflet. O recomandare de carte și din partea Luizei. O carte foarte importantă pentru cupluri, mai ales pentru perioada în care ne aflăm acum. Mulțumesc încă o dată, Luiza, dragii mei, dragii noștri, noi ne dăm întâlnire data viitoare la o altă rubrică a pastilei de lectură.
Până atunci, nu uitați și această carte, Salvează-ți căsnicia în 7 pași, dar multe alte cărți despre care noi am mai discutat și subiecte pe care le-am mai dezbătut. Aceste cărți le găsiți pe site-ul editurii Herald și le puteți comanda online www.editura-herald.ro. Până data viitoare, cu aceeași recomandare ca de fiecare dată, să citiți și să fiți iubiți!